Acest video n-aș putea spune că are o legătură directă cu tehnologia, ci mai degrabă indirectă. Voi explica mai încolo și în ce fel. Dar este un video pe care îl promit de mult și care mi se pare extrem de important. Nu vi se pare ciudată vremea de afară? Nu vi se pare că discuțiile de genul când eram copil, mă jucam în zăpadă, au devenit un topic recurent? Sau ce mă, ăsta e frig? Acum câțiva ani pe vremea asta erau minus 20? Da, știu, vremea e schimbătoare, că așa e vremea și poate că mâine va ninge cu spume și va fi frig de să înghețe fluidele în tine. Dar asta nu înlătură niciun fel faptul că la jumătatea lui ianuarie în București erau 11 grade. Sau că timp de cel puțin jumătate de iarnă n-a căzut urmă de fulg de zăpadă. Că nu mi-am scos nici acum, după jumătatea lui ianuarie, geaca groasă și ghetele din cutie. Că mă dau încă cu motorul prin oraș, e mai răcoric așa, dar merge și pornește la sfert de cheie. Că e cald. Și apropo de motor, am avut un drum la un moment dat din Victoriei până în Berceni și era să mă sufoc pe magherul, bă, la propriu. Adică aerul era atât de îngrozitor de încărcat de noxe, atât de împuțit și de irespirabil, că a trebuit să trag pe dreapta, mai izolat așa, și să-mi scot casca din cap. Și când ajung acasă după o oră de mers cu motorul prin trafic și îmi spăl fața, în chiuvetă curge noroi. Nu exagerez, nu pun de la mine, nu umflu realitatea. Faptul că aerul pe care îl respirăm în București este verde de Paris, o travă de șoareci sau ce vreți voi, este o realitate pe care o resimți acut, mai ales pe jos, pe motor sau pe scooter, nu cu geamurile închise la conservă. Nu trebuie să-mi spună ONG-urile sau măsurătorile treaba asta, pentru că limita de sus e depășită de mult. O simți în gură, pe piele, în nas și în toți porii. Și acum ia fiți atenți la faza asta. Vorbeam într-o zi cu un șofer de Uber despre mașini și el zice: domne, am două, o pisicuță de 95 și un Viano din 2001 sau 2003, nu mai știu, înmatriculate pe Bulgaria. Noxe? Ce? Și omul îmi povestea și încă foarte amuzat și mulțumit așa cum se face ITP-ul acolo. Zice: a, păi cauciucurile erau oglindă. Și ăla mi-a zis: blea, nu mai merge astea. M-am dus până la o vulcanizare aproape, am împrumutat un set de cauciucuri mai bune, cu jante, cu tot, le-am montat în fața lui ăla de la ITP și i-am zis: boss, acu e bine? A văzut că merg semnalizările și stopurile pe frână și mi-a dat ITP-ul. Apoi m-am dus și am dat cauciucurile înapoi și am plecat cu ale mele, evident. Sigur, cu niște șpăși de bun simț, nu cine știe ce, nu vă imaginați. C-o fi așa sau nu, asta mi-a zis omul ăsta din experiență proprie la prima mână. Și cazanele astea se plimbă nu doar prin București, ci prin toată România. Și dacă vă aud pe vreunul în comentarii cu stupizenia asta că da, dar știu eu un BMW din 98 care merge mai bine ca unul nou și că să vezi că dacă o întreții bine poate să fie mai bună ca una nouă, mă umplu de bube instantaneu. Fuck off! Și îți dai seama că i-am zis lui ăsta de la Uber: băi, nea, știi, nu-i ok. Iar răspunsul a fost evident: nu-mi permit, ce să fac? Că uite, mașina cu care fac Uber nu e a mea, îi dau lui ăla de oare o grămadă de bani pe săptămână, că eu doar pe alea mi le permit, că să facă statul ceva să pot și eu să-mi iau mașină bună și nouă, bla bla bla. Că ce, eu n-aș vrea? Bă, știi ce? Nu-mi pasă. Sunt multe lucruri pe lumea asta pe care nu ți le permiți. Asta nu înseamnă că trebuie să ne sufocăm toți sub greutatea putorilor ăstora de mașini ce colcăie pe străzile orașelor din România. Cât scandal și cu eventualele taxe, cât dat cu curul de pământ, bă, știi ce? Nu-ți permiți o mașină decentă care să se încadreze în niște norme decente de poluare? Nu-ți lua. Asta e. N-a spus nimeni că viața este dreaptă. Off. Cred că am trecut de momentul ăla în care mai era loc de discuții și negociere. Da, a fost o vreme în care ni s-a spus, de exemplu, că este ok să cumperi diesel, că este economic și eficient, că dracu mai știe să deosebească adevărul de minciună în lumea marketingului împins la virtuozitate absolută. În lumina cercetărilor recente, mult mai amănunțite și mai detaliate, a reieșit că nu e tocmai sănătos. Am citit și am studiat problema oarecum în profunzime și cine știe un minim de chimie înțelege că nu-i vrăjeală și că da, dieselul este nasol. Și înțeleg chestia asta și încerc să-mi schimb comportamentul în consecință. Știți cu toții aici pe canal că sunt pasionat de Alfa. Fuck it! Este un diesel Euro 4, e drept, în stare impecabilă, că doar a fost întreținută cu dragoste și cu pasiune, dar vă jur că mă uit foarte urât la ea în ultima vreme și evit cât pot să merg cu ea. Știu că nu e mare lucru, dar măcar atât cât ține de mine, încerc să fac. Și vă jur că voi scăpa de ea. Nici s-o vând nu-mi vine, că la cât de bine merge, sigur cineva o va mai ține mult și bine pe șosea, ceea ce iarăși nu e ok. Poate o fac electrică. Ar fi o idee, nu? Hai că am divagat de la subiect. Am vrut însă să pornesc de la mici exemple individuale de cum alege fiecare în parte să se raporteze la situația asta. Iar eu cel puțin știu sigur că voi face pe dracu în patru s-o răresc pe cât pot cu mașina. Mai cu motorul, mai cu un scooter, mai pe bicicletă, mai cu metroul și mai ales pe jos.
Asta nu îmi diminuează pasiunea pentru mașini și motoare, dar ceva trebuie făcut. Pentru că situația pe ansamblu este nasoală și despre asta vom discuta în acest video. De când contăm noi pe pământul ăsta? Și când spun contăm, mă refer la impactul pe care îl avem asupra lui. În cea mai mare parte a timpului de când a apărut civilizația, l-am deranjat fix cam cât deranjează o furnică un elefant. Părerile sunt împărțite. Unii zic că de vreo 400 de ani, contribuția noastră a început să se facă simțită. Gen că am început să ardem cărbune, apoi petrol și să construim mașinării care să ne extindă forța fizică. Alții zic că de vreo 75, cam de când s-a auzit detunătura primei explozii atomice. Deci oricum ar fi, cronologic vorbind, este infim. De fapt, nu infim, ci mai degrabă infinitezimal. Când te gândești că în calcularea unei ere geologice doar marja de eroare este de 50.000 de ani, începem să realizăm cam cât înseamnă din punct de vedere al istoriei acestei planete prezența noastră. Planetă care a fost aici cu mult înainte de existența oricărei forme de viață. Nici nu mai zic de cei 5-6.000 de ani de când au apărut primele semne înregistrate ale civilizației umane. Și cel mai probabil această planetă va fi încă aici mult după ce se va fi șters orice urmă a faptului că am existat vreodată pe aici. Și va exista cu sau fără noi. Rețineți bine ce am spus acum. Cu sau fără noi. De fapt, cineva avea o comparație foarte mișto cu privire la însemnătatea noastră, cronologică cel puțin, pe acest pământ. Dacă ar fi să raportăm durata civilizației umane la cea a planetei și să o comparăm, de exemplu, cu un maraton pe 40 de kilometri care să ducă înapoi în timp, cei 5.000 de ani de civilizație umană ar încăpea cam în distanța cât ai ridicat călcâiul de la linia de start. De fapt, de aceea în geologie există un cuvânt mai potrivit decât epocă pentru a descrie această distanță. Eveniment. Asta suntem noi cel mult, un eveniment. De fapt, nici măcar atât. Acum 56 de milioane de ani, Pământul a râgâit câteva mii de gigatone de carbon timp de câteva mii de ani în oceane și în atmosferă și s-a încălzit cu 5 până la 8 grade Celsius. Iar asta a dezlănțuit iadul, mega furtuni și mega inundații și au trebuit încă 150 de mii de ani ca planeta să se răcească. Și de-abia apocalipsa asta se numește în geologie eveniment. 38 de milioane de ani înainte de ăsta a mai fost unul care a făcut să dispară viața din oceane aproape de tot. Și cu încă 28 de milioane înainte, încă unul și tot așa. Dar tura asta acum n-a râgâit pământul. Ce-o facem noi? Și toate se leagă de încălzire. În cei 140 de ani de când monitorizăm vremea, anul trecut a fost al doilea cel mai cald din istorie, ceea ce face ca 19 din ultimii 20 de ani să fie cei mai fierbinți din toată această perioadă de un secol și jumătate. În 2019, Pământul a avut cu peste un grad Celsius mai mult decât la sfârșitul secolului 19, iar consecințele le-ați văzut și voi la televizor, în Australia cu pădurile și în Groenlanda cu ghețarii. Iar nivelul de dioxid de carbon este la cel mai ridicat nivel din cel puțin ultimii 800 de mii de ani, dacă nu mai mult. Un grad, atât. Iar încălzirea este un domino, un cerc vicios. Mai multă căldură înseamnă mai multe incendii de pădure, ceea ce usucă și mai mulți copaci care ard mai ușor, ceea ce eliberează și mai mult carbon, ceea ce ridică temperaturile globale și mai mult, ceea ce topește și mai multă gheață, ceea ce expune la soare și mai mult pământ și încălzește polii, ceea ce micșorează diferența de temperatură față de ecuator, ceea ce încetinește curenții oceanici și alte sisteme, ceea ce duce la furtuni mai persistente și mai puternice și la secete mai lungi. Iar ăsta antrenează un alt domino, de data asta uman. Pădurea se transformă în savană pentru că dispariția ei încetinește ploile, absența acestora micșorează recoltele, ceea ce îi determină pe oameni să extindă terenurile pentru a compensa, tăind și mai multă pădure. Este un malaxor care odată pornit nu mai poate fi oprit. De fapt, ce-ar fi să încetăm să ne mai mințim și să recunoaștem că acest proces este început mai de mult și este irreversibil? De fapt, era bine cunoscut ceea ce urma să se întâmple încă de acum 30 de ani și nu erau profeții, ci proiecții bazate pe date și statistică. Ce am făcut în ăștia 30 de ani? Nimic! Și iată cum sunau rapoartele de acum 30 de ani, care vorbeau despre astăzi în baza acelor date. Incendii apocaliptice, economii în colaps, secetă, migrație din zonele sărace. Vă sună cunoscut? Deschide netul sau televizorul. Și dacă nu s-a făcut nimic în acești ultimi 30 de ani, ce m-ar putea face să cred că în următorii va fi altfel? Probabil incendii și mai apocaliptice, migrație și mai multă, inundații și mai mari și fenomene și mai extreme. Știu că toate astea n-au grad de comparație, dar înțelegeți ideea. Așa că de ce să ne mai mințim?
Mai bine, hai să economisim niște aer și să nu mai dăm din gură. Nu trece zi în care să nu-i auzi pe câte unii aberând. Să punem umărul la treabă, să salvăm planeta. Doar că asta mai putea fi considerat aproape valabil prin 1988, că doar de atunci încoace am râgâit în atmosferă carbon mai mult decât în precedentele două secole de industrializare. Statistic, guys, nu din povești. Și știi ce-i nasol? Că un război termonuclear sau un asteroid ar rezolva treaba repede, dar viitorul la cum se prezintă lumea acum se arată lung, chinuitor, murdar și dureros. În teorie, pentru a frâna măcar lucrurile, nu mai spun pentru a le inversa, ar trebui ca în următorii 30 de ani emisiile noastre să ajungă la zero. Și nici așa treaba nu e tocmai sigură. Un studiu pe care l-am citit de curând în Scientific American zice că până și cele mai realiste măsurători privind schimbarea climatică sunt prea optimiste și că au subestimat viteza și severitatea. Și știi de ce? Pentru că supercomputerele cu care se fac aceste predicții și modelări nu țin cont de evenimentele politice, de Trump, de ruperea și încălcarea acordurilor, de atât de mulți factori politici și umani. Supercomputerul poate spune doar asta. Ținând cont de trecutele și actualele măsurători, de trecutul și actualul ritm, lucrurile vor arăta așa în următorii ani. Nu poate să țină cont de ceea ce nu s-a întâmplat încă, de viitor, de liderii responsabili și de companii lacome și de oameni nesătui. Și dincolo de ei, această inversare a trendului, această întoarcere la paradisul verde, nu se poate întâmpla atât timp cât mulți, enorm de mulți dintre noi, merg cu pisicuțe de 95 înmatriculate în Bulgaria. Modelările acestor supercomputere nu au cum să țină cont de faptul că oamenii nu vor vrea să plătească extra taxe și să meargă cu bicicleta fără să se revolte și fără să facă scandal. Nu au cum să înțeleagă că oamenii nu vor renunța niciodată de bunăvoie la nivelul lor de trai, bun sau rău, îndestulător sau nu. Că vor vrea mereu mai mult, oricât de mult sau de puțin ar avea deja. Da, la mijloc este natura umană, care nu se schimbă. De aceea, nu văd cum ar putea fi atinse aceste ținte care să limiteze dezastrul, dar aminte să-l inverseze. Și atunci, de ce mai vorbesc savanții despre acțiune? Păi din mai multe motive. Poate pentru a nu-i descuraja de tot pe oameni. Poate pentru că și amânarea inevitabilului este mai bine decât nicio acțiune. Pentru că a adăuga mai puțin carbon în atmosferă este mai bine decât a adăuga mai mult. Dar adevărul trebuie spus răspicat, pentru că falsa speranță că la un moment dat vom rezolva problema este mai periculoasă. Și partea și mai nasoală este că prea adesea măsurile care se iau în sensul energiei regenerabile sunt mai proaste decât problema pe care încearcă să o rezolve. Vreți exemple? Păi proiectele hidroenergetice gigantice, cum sunt cele din Brazilia, care sfarmă în bucățele echilibrul și așa extrem de fragil al ecosistemului. Fermele solare făcute în mijlocul lui nicăieri, dar în natură, în loc de marile orașe. Pesticidele, devastarea rezervelor piscicole și câte și mai câte. Și fiecare chestie pe care o facem are consecințe. Toate aceste catastrofe climatice pe care le urmărim în acest moment pe net sau la televizor vor face așa încât producția de papa, de mâncare, să scadă între 2 și 6% în fiecare următoare decadă, în vreme ce același studiu al Națiunilor Unite spune că cel mai probabil populația planetei va ajunge la aproape 10 miliarde până în 2050. Mai mulți oameni cu mult mai puțină mâncare. Tot raportul ăsta zice că până la mijlocul secolului, o jumătate de miliard de oameni vor trebui să emigreze din cauza flăcărilor, inundațiilor, secetei și secătuirii solului. Și asta vor trebui să facă tot cei mai săraci, deși ei poartă cea mai mică vină pentru distrugerea și epuizarea ecosistemului. Iar aici se naște un alt cerc vicios. Ăilalți, statele bogate, vor începe să voteze bandiți de ăștia de mână forte pentru a-i ține pe amărâți în afara granițelor lor. Iar acești bandiți vor continua să accelereze consumul de resurse și degradarea planetei prin măsuri populiste pentru propria bază de alegători. Și tot așa. Domino. Hai să ne aplecăm un pic mai mult asupra acestui factor politic și economic. Și când spun asta, mă gândesc în primul rând la diferențele imense de bogăție. În dimineața asta citeam un raport halucinant care arăta că primii 2153 de bogați ai planetei controlează efectiv mai mulți bani decât ultimii, țineți-vă bine, 4,6 miliarde de oameni. Și poate că un factor determinant în acest domino este fix ăsta. Zicea cineva foarte mișto. Un avion privat care ar putea să care câteva sute de pasageri pleacă în fiecare oră de la Londra sau New York sau Beijing cu doar câțiva șmecheri și cu 25 de tone de cherosen la bord.
suficientă energie cât să alimenteze un mic oraș sărac pentru un an de zile. Și unde se duc băieții ăștia? La una din super casele lor de pe vreo coastă exotică sau pe câte un super iaht care mai mănâncă și ăla o jumătate de tonă de motorină pe oră. Iaht împânat cu materiale rare, extrase din tot felul de locuri îndepărtate. Vi se pare o exagerare? Haideți să vă dau un exemplu concret. Când Google a făcut anul trecut o mare conferință în Sicilia pe tema schimbărilor climatice, delegații au zburat cu 114 avioane private, au navigat cu o flotă de mega-iahturi și s-au plimbat pe insulă în supermașini. Pentru că, de, la valoarea participanților nu se putea zbura la economic și să se plimbe prin zonă cu Fiat 500, nu? Pe de altă parte, iată cât de evident este că bogăția suprimă empatia, că la doar câțiva kilometri sub ei, sub plafonul de croazieră al avioanelor lor private, pe același drum spre Sicilia, se neacă cu sutele amărâții care fug prin Mediterană de secetă, de foamete și de războaiele de acasă. Corect, nu? Deși impactul țărilor bogate și al indivizilor bogați este mult mai mare asupra climei, bogăția este și cea care îi ține la adăpost de consecințe. Și nici măcar bogații bine intenționați nu scapă de erori de gândire. Sau ori fi erori deliberate. Nu știu ce să zic. Mă gândesc la deal de Elon Musk sau Bill Gates, de exemplu. Ambii zic că noile tehnologii vor putea salva lumea. Dar știi care e eroarea? Că stoparea acestui dezastru nu ține de ceea ce trebuie să faci, ci fix de ceea ce nu trebuie să mai faci. Degeaba plantezi hectare de ferme solare dacă simultan nu închizi termocentrale. Altfel, toată vorbăria asta este bullshit. Dar vezi, omenirea este lacomă, creează surse noi de energie și să fie primite. Le lăsăm și pe alea vechi și astfel avem mai mult. Nu este un shift, nu e o conversie. Pentru că schimbarea de paradigmă înseamnă de fapt să acționezi exact împotriva instinctelor tale cele mai profunde. Acelea de îndestulare și de prosperitate materială. Iar asta este greu de crezut. Mai ales în condițiile în care narativul de peste tot în jurul tău este ăsta. Get rich. Să faci invers contravine tocmai fibrei din care este construită societatea actuală și economia de piață, aceea de a prospera, de a te îmbogăți. Așa cum este adesea specificată o limită a sărăciei prin salarii minime și alte de-astea, în teorie tot așa ar trebui stabilită, să zicem, și o limită a bogăției individuale. Iar asta este blasfemie, anatemă, comunism, whatever. Deci, ne zbatem între ciocan și nicovală și de aceea spuneam că nu-i leac și soluție în această problemă a schimbării climatice. Nici nu putem, dar nici nu vrem. Toți acești bani pe care unii, fie acești unii, state, indivizi sau companii, vor continua să îndrepte planeta accelerat spre dezastru, pentru că toți acești bani urmăresc de fapt o singură agendă, aceea de a produce și mai mulți bani pe spinarea și în detrimentul acestui amărât de ecosistem care ne ține în viață. Alt cerc vicios. Da, viața pe pământ va depinde din ce în ce mai mult de moderație, iar asta înseamnă să ceri deja prea mult. Vorbeam pe la începutul acestui video despre un maraton de 40 de kilometri care se întorcea înapoi în timpul geologic al existenței acestui pământ și care arăta că civilizația noastră este cam cât ridicarea călcâiului de pe linia de start. Hai să ne imaginăm acum același maraton, dar mergând înainte, spre viitorul planetei, cam la aceeași durată care a trecut până acum. După primul pas, oceanele și atmosfera își vor fi revenit după experimentul nostru, iar la suprafață nu va mai fi rămas nicio urmă de dovadă că am călcat vreodată pe aici. Încă un pas și ghețarii vor fi reacoperit pământul. După doar 2-3 km, continentele se vor fi reunit deja. Nici măcar cea mai neînsemnată urmă că am fost pe aici nu va mai exista. Nu mă credeți? Dinozaurii au stăpânit planeta asta decât vreo 180 de milioane de ani, adică decât de 36 de mii de ori mai mult decât întreaga istorie înregistrată a omenirii. Și ce mai găsim din ei? Câte o urmă, câte un os. Și raportat la lungimea maratonului, ăștia au dispărut abia acum, foarte de curând, cu doar câteva sute de metri în urmă. Da, atât a mai rămas din 180 de milioane de ani, raportați la cei 4,5 miliarde cât are bătrânul nostru pământ. Înțelegeți acum de ce am spus cu sau fără noi la un moment dat? Ce va rămâne din noi? Probabil câțiva centimetri amărâți de sediment. Nu mă credeți? Păi cel mai rezistent, mai longeviv, mai rezilient, mai cum vreți voi, radioizotop, adică iod-129, are un timp de înjumătățire de nici 16 milioane de ani. Nimica toată raportat la lungimea acestui maraton. Deci acestui pământ, credeți-mă, nu-i pasă de noi. Singurii cărora ar trebui să ne pese de noi, suntem noi. Înțelegeți ideea? Nu vă mai consolați cu faptul că are cineva grijă de noi, că ecosistemul se autoreglează. Da, se autoreglează, dar pentru a avea grijă de sine, nu de noi.
Și cu atât mai puțin ar trebui să ne bazăm pe faptul că vreo instanță superioară ar avea grijă de noi. Suntem singurii responsabili de propria noastră existență. Punct. Avem un mod stupid de a ne considera excepțional ca specie, de a ne extrage cumva din natură și din timp, iar asta ne va ucide. Și o va face dacă nu vom înțelege că nu suntem separați de istoria Pământului, ci că suntem doar o umilă parte din ea, o parte integrantă a ecosistemelor extrem de sensibile care au făcut și au ținut locuibilă această planetă atâta amar de miliarde de ani. No, n-am cum să închei această discuție mai puțin obișnuită despre vreme într-o notă optimistă, pentru că asta ar însemna să fiu naiv, asta ca să nu zic de-a dreptul prost. Sunt suficient de informat ca să știu adevărul, dar la fel de mult aș vrea să știu și opinia voastră. Așa că hai cu algoritmul în secțiunea de comentarii. Cum vi se pare vremea de afară? Frumoasă, nu-i așa? Sunt curios de încă ceva. Voi ce credeți? Exagerează sau nu oamenii de știință când vorbesc despre schimbarea climatică și despre impactul oamenilor asupra sistemului climatic? Cât de gravă sau, din contră, de puțin gravă credeți că este situația? Faceți ceva voi înșivă pentru a vă limita amprenta de poluare? Sau este o prostie și o invenție și veți continua să conduceți dieseluri din 95 până centru? Ne mai batem sau nu capul cu treaba asta? Hai să ajutăm algoritmul. Abonați-vă pe acest canal și poate vocea noastră va fi auzită. Baftă vouă!